ziua, mă numesc George Tecușan și sunt vicepreședinte al Ligii Studenților Români în Străinătate în Departamentul de Relații Externe. Astăzi, alături de Liga Studenților din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare, am participat la Târgul de Joburi în IT. Este o bucurie pentru noi că am putut fi astăzi parte alături de acești colegi de la Automatică să vedem care sunt oportunitățile oferite de firmele din domeniul IT, atât pentru studenții din țară, cât și pentru cei din străinătate. Am văzut că oferta este foarte diversificată în ceea ce înseamnă limbaje de programare, software development și așa mai departe. Am văzut că toate firmele, companiile sunt deschise la a primi studenți atât din țară cât și din străinătate și că oportunitățile sunt foarte diverse și că cu toții sunt așteptați să aplice, să facă demersuri în această direcție și să se întoarcă acasă pentru a profita de oportunitățile oferite și de a fi mai aproape de casă. Numele meu este Alexandra Oprea și ne aflăm la Facultatea de Automatică și Calculatoare pentru un mare eveniment pentru noi, Târgul de Joburi. Îl organizăm de foarte mulți ani și în acest an am evoluat și mai mult. Ne bucurăm de atmosfera care este aici, de faptul că studenții își găsesc locuri de muncă și foarte multe internshipuri pentru vară și văd că și companiile sunt foarte încântate de ce se întâmplă. Salut, numele meu este Alexandru, sunt IT recruiter în cadrul Axo România. Am venit astăzi în cadrul Politehnicii să recrutăm noi studenți pentru programele noastre de internship. Căutăm studenți și absolvenți pentru poziții cum ar fi Java, JavaScript și de altfel oameni pentru Quality Assurance Engineers. Suntem foarte bucuroși pentru că avem în jur de 200 de oameni care au fost interesați de pozițiile noastre și de ceea ce face Axo în România. Și de asemenea îi așteptăm și pe studenții din străinătate care studiază fie pentru un semestru prin bursele Erasmus, fie pe o perioadă mai lungă de timp, să revină în România, să vină să lucreze pentru noi, atât pentru Axo cât și pentru companiile celelalte, pentru că avem nevoie de ei. Salariile de România sunt destul de mari în industria IT și cred că vor fi un bun set, să zic așa, pentru echipele din România să vină cu know-how din afară. Mulțumesc! Numele meu este Laura Casap și sunt specialist recrutare în Asystem România. Asystem este o companie multinațională cu sediul mamă aflat în Franța, în Paris. Suntem în prezent în jur de 1000 de angajați în România. La nivel global suntem peste 20.000 de angajați și activăm în peste 20 de țări. În prezent ne aflăm la Târgul de Joburi din Facultatea de Automatică și Calculatoare. Am avut un mare succes astăzi, am avut mai mulți studenți de anul 2 și de anul 3, sperăm că am făcut o bună impresie. Sunt foarte mulțumită pentru că am reușit să particip astăzi la acest târg. România este într-o dezvoltare continuă, sunt multe companii prezente la acest târg, companii atât pe partea de inginerie cât și pe partea de IT. Știu că foarte mulți studenți își doresc să plece din România, dar le recomand acestora să vină să lucreze aici. Au foarte multe oportunități de joburi, au foarte multe departamente în care pot lucra. Noi activăm foarte mult în departamentul de inginerie automobil. Dacă sunteți pasionați de inginerie automobil, vă invit să aplicați la Asystem. Este o companie perfectă pentru studenți, atât pentru proaspăt absolvenți, cât și pentru persoane cu experiență mai multă. Vă mulțumesc frumos! O zi bună!
Bună, mă numesc Andreea Toderică, reprezint Raiffeisen Bank la Târgu de Joburi. Experiența de astăzi a fost una copleșitoare, dar din punct de vedere pozitiv. Am întâlnit tineri interesați de joburi, nu doar în partea de IT, cât și în partea de domeniu bancar. Mi-a plăcut foarte mult interesul de care au dat dovadă studenții, deși studiază, au un program încărcat la facultate, își doresc să aibă și experiență, ceea ce se caută foarte mult în ziua de astăzi. În principiu, mi se pare foarte important să lucrez în perioada facultății. Eu am lucrat din anul 4 de-abia și mi-a părut rău că nu am început mai devreme. Este foarte ok să înveți practic ceea ce înveți teoretic la școală. Pentru studenții din străinătate pot doar să le transmit că este foarte important să te întorci în țară, să demonstrezi ceea ce ești aici, să-i ajuți și pe ceilalți care au rămas aici să învețe din experiența ta din afară și eventual să chiar să faci ceva practic aici. My name is Mika and I'm a recruiter at Bloomberg. I'm here from the London office and we've had a really long-lasting relationship with the Politehnica de Bucharest. We found that we've met some fantastic students. I'm here at the Tagari Job Fair and it is fantastic, you know, the students that we've met so far all have been really engaged and all really interested in the opportunities that we have here. We know that we have lots of students from Romania studying in London and we've actually met some students here today that we have interviewed in our London office, so it's great to see them here on campus. Salut, eu sunt Cristi și de data asta reprezint la târgul din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare. Reprezint compania CGECA, o companie belgiană, prezentă de peste 20 de ani pe piață. În momentul de față oferim multiple oportunități tinerilor din România, atât în ceea ce înseamnă partea de software development, cât și partea de infrastructură. Chiar ne-am bucurat astăzi pentru că am văzut un număr foarte mare de studenți, probabil peste 1000 de studenți până la ora asta și încă nu s-a încheiat ziua de astăzi. În același timp oferim și oportunități multiple tinerilor care vor să se întoarcă de la studii din afară să se întoarcă în România. Chiar avem astfel de cazuri și în cadrul companiei CGECA, persoane care au studiat în afară, chiar la universități de prestigiu, cum ar fi chiar și Oxford, și s-au întors aici și îi îndrumăm și pe cei de afară să se întoarcă în România. Mulțumim! Reprezint compania Essensys Software, o companie românească de dezvoltare soft. Suntem pe piață de peste 10 ani și anul acesta am venit la târgul de joburi de la Automatică să le propunem studenților de aici să vină în Academia de Software, programul pe care noi îl dezvoltăm deja de câțiva ani și prin care vrem să invităm studenții să vină la noi, să învețe într-o primă fază, să învețe tehnologiile pe care noi lucrăm și după aceea să vină să lucreze împreună cu noi. Această invitație este adresată oarecum și studenților de care știm că merg la universitățile și la facultățile din afară. Este o oportunitate să vină să se întoarcă în țară și să lucreze alături de noi. Salut, eu sunt Adrian Bobocea, recruiter la ING Bank. Mă ocup de onboarding-ul specialiștilor IT în ING Bank și ING Services România. Dacă ai minim 2 ani experiență în Java, .NET, SQL sau alte tehnologii, sau ai lucrat poate ca Quality Assurance Engineer sau poate îți dorești să fii un pod între business și IT, precum un system analyst, te invit să aplici pe site-ul nostru sau să vizitezi pagina de LinkedIn. La târgul de joburi din Facultatea de Automatică am întâlnit foarte mulți studenți care își doresc un internship.
Noi în prezent pregătim un flow prin care vom avea un număr de interni în această vară, însă la această dată nu este gata. Urmează în aprilie să-l promovăm pe Facebook și LinkedIn pe pagina ANG. Mulțumesc!